Dragi ascultători, de obicei când crești grâul, culegi nu doar grâu. Oricât de mult ar strădui fermierul, el va culege și pleavă împreună cu grâul în timpul sezonului de recoltare. Pleava este necomestibilă și dacă o amestecăm cu grâul și el va deveni de asemenea inutilizabil. Astfel, voi puteți separa paiul și îl puteți folosi pentru a face, de exemplu, îngrășăminte sau îl puteți arde în foc. Iată la fel Dumnezeu. El cultivă omenirea și apoi el va separa grâul de pleavă. Matei, capitolul 3, cu versetul 12, spune Acela are lopata în mână, își va curăți cu desăvârșirea aria și își va strânge grâul în grânar dar pleava o varde va într-un foc care nu se stinge. În acest pasaj, focul care nu se stinge se referă la focul iadului. Când va veni sfârșitul numit de Dumnezeu, Dumnezeu va finisa cultivarea omenirii și va judeca pe toți cei care au trăit pe acest pământ. Atunci oamenii care s-au dovedit a fi nu grâu, ci pleavă, după judecată vor fi aruncați în focul iadului. Așadar, ce fel de oameni pot fi comparați cu grâul, demni să intre în împărăția cerurilor și care capleavă vor fi aruncați în focul iadului? Deci, cei care l-au acceptat pe Isus Hristos, îl iubesc pe Domnul Dumnezeu și trăiesc conform cuvântului lui Dumnezeu, sunt comparabili cu grâul. Aceștia sunt oamenii care cu sârguință înlătură răul și restabilesc chipul lui Dumnezeu în sine. Pe de altă parte, paele sunt cei care nu l-au primit pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor personal. Aceștia sunt oamenii care trăiesc în întuneric și neadevăr. Ei poate vorbesc despre credința lor în Dumnezeu, însă în același timp se îndoiesc și nu au o credință adevărată în inimile lor. Ei trăiesc în întuneric și neadevăr. Deși acești oameni cu buzele și mărturisesc credința în Domnul, ei totuși nu vor deveni grâu, ci vor rămâne pleavă, dacă nu vor începe să împlinească cuvântul lui Dumnezeu, ci vor trăi în păcate, răsfățându-se cu poftele lumești. De aceea în Matei, capitolul 7, cu versetul 21, scrie Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia tatălui meu care este în ceruri. Iar în 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 4, aici se spune că Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Dumnezeu vrea ca fiecare, cunoscându-și inima, să devină greu și să fie mântuit. Că acesta și este motivul pentru care Dumnezeu l-a dat pe singurul lui Fiu Isus să fie răstignit. Însă, cu toate acestea, cei care nu-L acceptă pe Domnul ca mântuitor, sau poate spun că îl acceptă, însă totuși trăiesc în păcate, ei nu vor putea restabili valoarea pe care o au adevărații copiii lui Dumnezeu, creați după chipul lui Dumnezeu, acest chip pe care ei l-au pierdut atunci când Adam a căzut în păcat, și acest chip omul poate să-l restabilească în Isus Hristos, împlinind cuvântul sau întrupând cuvântul, căci Isus Hristos este cuvântul întrupat. Oamenii care nu sunt în stare să-și îndeplinească destinul uman, ei nu deferă mult de animale și ei nu devin altceva decât pleavă. Dumnezeu nu poate aduce în împărăția cerurilor pleavă, lipsită de valoarea umană, împreună cu sufletele precum grâul copt. Iată, ce se va întâmpla dacă Dumnezeu le va permite celor care urăsc, invidiază, se ceartă, se enervează și fac tot felul de rele să intre în împărăția cerurilor? Doar atunci împărăția cerurilor va înceta să mai fie un loc fericit și frumos. Și. Dar ce va fi cu acele suflete care nu pot intra în împărăția cerurilor? Poate pur și simplu ei vor dispărea? Dragi ascultători, nu. Din moment ce sufletele au primit suflarea vieții de la însăși Dumnezeu, chiar și cei care sunt ca pleavă vor exista veșnic. Duhul lor nu poate fi stins. Însă în acest caz trebuie să existe doar și un loc pentru a fi deținut acest suflet, da, copleava pe veci. Da, și acest loc este iadul este acel foc care nu se stinge despre care am citit. Sufletele care au devenit pleavă vor fi pedepsite cu foc etern, vor primi o răsplată corespunzătoare păcatelor lor. Așadar, dragi ascultători, noi trăim pentru a deveni grâu, ceea ce este în concordanță cu scopul lui Dumnezeu de cultivare a omenirii. În primul rând, pentru aceasta noi trebuie să credem în Dumnezeu Creatorul și să-l acceptăm pe Isus Hristos ca Mântuitorul nostru personal. Și după aceasta, noi trebuie să fim ascultători de Cuvântul lui Dumnezeu și să ne schimbăm prin puterea Duhului Sfânt pentru a trăi o viață dreaptă. Odată ce facem acest lucru, Dumnezeu ne va recunoaște drept adevărați copii cu care poate împărtăși dragostea sa și mai târziu El ne va conduce către frumoasa împărăție a cerurilor și se va bucura de fericire și bucurie veșnică alături de noi. Anume aceasta, sincer, doresc fiecăruia. Sănătate și pe curând.